Peste 2 tone de alimente au fost oferite vineri 27 septembrie 2024 sinistraților din comuna Pechea, județul Galați, din partea mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. La inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Biserica Adormirea Maicii Domnului Pechea, județul Galați, s-a transportat cantitatea de ulei, făină și orez. Alimentele vor fi distribuite către familiile greu încercate de inundațiile din urmă cu 2 săptămâni. Prezent în mijlocul preoților și al credincioșilor din comuna Pechean, al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a mulțumit pentru sprijinul oferit sinistraților atât de mănăstirea Hadâmbu, cât și de eparhiile din țară și din străinătate. Mănăstirea Hadâmbu derulează constant activități social-filantropice pentru persoanele care se confruntă cu lipsuri materiale, prin purtarea de grijă a părintelui stareț Nicodim, sprijinit de obștea monahală, de fiii duhovnicești și de pelerinii închinători.